Bun găsit vouă tuturor, vă spunem astăzi pe canalul de YouTube al Asociației Numerologilor din România. Este luna februarie, este luna în care celebrăm Ziua Îndrăgostiților. Noi am ales să vorbim în această lună și nu numai despre ce presupune o relație, care sunt provocările într-o relație, de ce natură este această relație, oficializată sau nu și așa mai departe. Vă așteptăm și și pe voi să ne lăsați întrebările voastre pe canalul de YouTube al Asociației Numerologilor din România și noi chiar purcedem la drum, nu înainte de a-i spune bun regăsit domnule Anatol Basarab. Bine v-am regăsit pe toți, sper să fiți în regăsirea asta sănătoși, puternici și rezistenți. Într-o lună a doua, într-o lună februarie, în care nu puteam vorbi mai potrivit decât cu un psiholog, specialist în consiliere educațională și pedagogică, și începem, domnule Anatol Basarab, călătoria noastră într-o serie de câteva episoade cu ce este aceea o relație. Mi se pare că nu prea înțelegem noi ce e cu această noțiune și de foarte multe ori auzi sunt într-o relație cu X sunt da. într-o relație cu Y că noi avem o relație de genul cu tare sau cu tare. De aici putem să extindem al meu omul meu al meu să vezi să povestesc eu despre al meu și a mea cred că se aude dar nu e în cercul meu. Na, eu mă mișc printre femei ce să facem. Da. Deci ce este aceea o relație? Foarte interesantă întrebarea, dar și complex este răspunsul e, și nici nu știu cum să o iau e, ca să fie cât mai simplu posibil. De înțeles, de înțeles. Să nu supărăm pe nimeni, eu pentru că asta sunt foarte mult supărăcioși împărțitând tot felul de tabere și să nu supărăm pe nimeni, dar totuși să fie foarte clar, va trebui să găsesc o modalitate. Cuvântul relației în sine, dacă toată literatura antică, veche și din mult a strămoșilor noștri, cât am citit, eu am găsit cuvântul relație. Pare că este un cuvânt destul de nou folosit, cred că cu odată cu predarea fizicii sau chimiei în școală, mai târziu a început să apară, știi, avem o chimie, avem o relație fizică între noi și de aici au apărut și cuvântul relației, mai des, probabil. Nu știu exact, dar în în literatura vedică inclusiv, că e hindusă, că e ariană, că cuvântul relație nu, nu exista. Oamenii vorbeau despre interacțiunile dintre ei în cu totul alt termen. De exemplu, era așa, Ion din deal se înțelege cu Maria din Vale. Nici măcar ei se iubesc, nu se iubesc, sunt drăgostiți, nu sunt, nici asta nu există. Exista, exista un, un lucru care îi lega pe toate. Să înțeleg. Adică ce înseamnă asta? Adică conștiința lui Ion, codurile lui interioare, de descifrare a limbajului, a comportamentului și a valorilor vieții ce știu, acolo, sunt aproximativ egale codului morse cu codul lui morse a lui Maria. Astfel el când emite ceva, Maria înțelege ce comunică Ion și Ion înțelege ce comunică Maria era super arhisuficient. suficient. doi oameni se înțeleg. Era mai valoros și astăzi, psihologic, se pare mult mai valoros decât să iubesc și nimeni nu știe ce înseamnă iubirea, de fapt. Corect. Așa. Îndrăgostirea măcar o trăiește așa ca o psihoză reactivă, cu toate simptomatica ei de acolo reieșind, o tulburare psihică care durează vreo 3 ani jumătate, maximum 4 în urma căruia poți să te trezești ca ai și niște copii și când efectul drogului, să spunem așa, care se produce în interiorul corpului nostru de către însăși corpul nostru, trece, poate să ajungi să nu-ți dai seama cum în general ai putut cu ăsta să fie alături, nu că să faci și copii. Că în perioada îndrăgostirii, din cele multeor multe ori femeile, îl înzestrează pe el cu caracteristici și calități pe care niciodată nu le-au avut. Mitologice. Da, pe care niciodată nu le-au avut, dar după ce drogul ăsta, efectul trece, chimia interioară Deci după aia rămâne rămâi așa șocat cum de-am ajuns eu să am și copii cu ăsta, nu că să mai stau alături de el. Deci cuvântul ăsta, relație, dacă luăm, îl spune foarte bine. Adică el ne-a spune în sine asta. Re înseamnă încă o dată. Oriunde întâlnim prefixul ăsta re, el ne vorbește despre ceva care se întâmplă încă o dată. Re-vedere. Adică ne-am văzut și cum e re. Încă o dată vedem revizie. Deci a fost odată făcut o vizie, s-a o, 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 vizionat ceva, să o analizat ceva și acum revizuim. adică încă Ce înseamnă că am pus un laț odată, îl mai punem încă o dată. Exact, adică spune relații, înseamnă ce? odată a aruncat lațul peste el, acum trebuie să am grijă ca să leg pe el de mine în permanență. El va încerca să facă același lucru să te lege pe el de tine. Și de aici, când spunem cuvântul relație, este uh, interacțiunea dintre, uh, spunem așa, om și cățel. Uh -huh. Care pe care îl leagă, care pe care îl ține în lesă, care pe care îl stăpânește, care, cui, ordinele cui ascultă. Asta e greu de gestionat. Greu, dar dacă o să ne uităm la relațiile, așa folosind termenul uh -huh. relație, care îl avem și în conștiință, în sens profund, uh, genul ăsta de interacțiune este exact asta. Adică 90% dintre familiile de astăzi sunt așa numitele familii SRL, în care unul încearcă să-l lege pe celălalt. El o leagă pe ea de banii lui. Pentru că fără banii lui ce face ea? Ea leagă pe el de sexualitatea ei sau de frumusețea ei sau de ce știu eu acolo. Sau invers, ea leagă pe el de banii ei și a familiei lui și a poziției sociale și tot așa, că fără ea și fără tata ei general, tu nu ajungeai consilier de stat niciodată. Dar uite, așa încet, încet ai ajuns. Se leagă unul pe altul, de -aia spune relații. Mai interesant este că, deși termenul îl folosesc toți, așa, am o relație cu el. Eu am intrat într-o relație. Ok, și apare întrebarea, ok, și spunem atunci cu ce l-ai legat prima dată. Uite, l-ai întâlnit pe Gigel, tu, Maria, l-ai văzut, ți-o plăcut, hop, lațul peste el, știi? Așa, ai aruncat ca la cowboy, lațul peste el, l-ai prins acolo de mâini, de picioare, de gât, nu contează, l-ai prins. Dar cu ce l-ai prins prima dată? că dacă spui că am o relație, înseamnă că tu ești conștientă cu ce l-ai prins, cu ce l-ai legat prima dată și acum relația, adică legi în fiecare dimineață, în fiecare zi, legi de tine, astfel încât el îți duc la serviciu, îți în acasă înapoi, să știi drumul către casă, chiar și pe pilot automat să se întoarcă înapoi acasă, să aibă lesa suficient de lungă ca să-l poți să totuși controla, și nici prea scurtă, că dacă e prea scurtă, atunci știi cățelul când rupi lesa scurtă nu se mai întoarce înapoi dar nici prea lungă ca să încurci pe după tufișuri și printre picioarele altor femei și nu știu ce, să fie legat, dar cumva totuși la o anumită distanță. El încearcă să facă asta cu tine, tu încerci să faci asta pe el și din cauza asta începe o permanentă luptă care pe care, un spionaj reciproc, un fel de fii atent, sunt cu ochii pe tine, încerci să mă legi, începi să mă corupi, încerci să bagi în minte și în conștiință tot felul de obligații pe care eu nu le am nici măcar față de mine, dar tu vrei să le am și față de tine, și tot așa mai departe. Obligații, sarcini, datorii și uite asta sunt la un loc se numește relație. Nu știu dacă este iubire acolo, nu știu dacă este în relația asta nici măcar dacă există dragoste, îndrăgostire. Dar relația deja există. Oamenii se vânează unii pe alții și se leagă. Când spui că am, eu am o relație, trebuie să fii conștient. Bă, eu am legat-o pe ea de mine prin inteligența mea și deci trebuie să fiu tot timpul deștept. Pentru că atunci când nu o să mai fiu deștept, se ruptă lațul, se ruptă la farmicul și o să plece, o să caute pe altul mai deștept ca mine. Dacă am legat-o pe ea de, cu banii mei, cu poziția mea socială, cu averea mea, atunci eu trebuie să am grijă că tot timpul funia asta, adică bogăția, să fie la nivel. Să întărească, să fie din ce în ce mai știi, mai calesa și ca funia, mai cu diamante, mai cumva să știi. Chiar dacă ești prins în lesă, dar măcar uite, e atrăgător, cu, da. cu zgârdiță de aur. Că dacă vreodată nu vom mai fi bogat, cu ce o să o leg eu? Cu inteligență nu prea am, cu ce? Cu sexualitate, masculinitate, iarăși nu prea am, deci îmi rămâne o singură funie pe care o țin pe ea legată de mine. Altul o legat -o pe ea, de deci ce? Cu poziția lui socială. Ea este, spunem așa, căzătoare la putere, admire puterea, ea nu sunt mărită cu un bărbat, ea se mărită cu o putere. Așa. Și dacă va pierde puterea respectivă, atunci ea va pleca din relație și probabil va căuta un alt reprezentant al puterii. Eu o legat-o pe ea de frumusețea mea fizică, sală și toate astea. Pentru că ea este căzătoare, să spunem așa, coruptibilă la ceea ce înseamnă frumusețea fizică. Pe ea nu interesează cât de ești tu, cât de putere socială ai tu, sau e important că arăți sculptat bine și asta o încântă, asta o excită tipul ăsta de hrană o ademenește în capcană, este ca un fel de șoricel, așa, ea vine către așa ceva, eu așa ceva am avut, hop, am prins-o în capcana frumuseții mele fizice, așa și gata. Dar trebuie să fiu conștient că pentru o relație asta eu va trebui tot timpul să fiu fizic bine sculptat, bine îngrijit, pentru că atunci când va apărea burta, când va apărea nu știu ce altele, nu o să mai fi pentru ea nici atractiv, nici sexy, nici, spunem așa, nu o să mai reprezintă. o partidă -o... bună. Exact. Și atunci ea o să orienteze imediat către altul care o să fie mai bine decât mine. Uite, asta se numește în termeni profund și psihologici, și psihosociologici analizați, relația. Eu, de exemplu, îmi să am relații. Ce faceți voi este treaba voastră personală și proprie și personală. Și de ce mă feresc? Pentru că nu caut suferințe. Eu încerc să alung suferințele din viața mea, adică să le îndepărtez, nu să le amplific. Probabil și voi faceți la fel, dacă nu, atunci inevitabil veți crește nivelul de suferință. și în relația asta, care poate duce și către întemeierea unei familii, cuplu, și deci copii și de deci ce o serie întreagă de lucruri care îți vor pare rău, da. Știi cum în viață. Te-ai meritat, îți pare rău. Nu te-ai meritat, tot o să-ți rău. Ai făcut copil, o să-ți pare rău. N-ai făcut copil, tot o să-ți rău. În general, orice ai face, o să-ți pare rău. Pentru că <laughs> dacă ai mentalitate de muscă, Ying și Yang-ul totdeauna sunt alături. Dacă ai mentalitate de muscă, o să vezi și o să găsești rău sau neplăcutul în orice lume, oricât de paradisiac ar fi dacă ai mentalitate de albină, atunci îți găsești bunul, nectarul, nectarul veței, da. așa, într-un ocean plin de răutate. Sau de negreață, tu îți găsești, sau de urât, îți găsești acolo ceva pentru tine. Prin urmare, așa, când spunem că noi mai ales avem o relație, deja este greșit. Pentru că tu trebuie să știi care e relația ta cu el. Dar tu nu poți să știi, poate niciodată în viață să nu afle care e relația lui cu tine. E adevărat, dacă ești destul de sincer până la Dumnezeu și înapoi cu tine însuți, cu ceilalți totdeauna trebuie să fii sincer numai uh, de la necesar până la suficient. Și dacă poți să te scufunzi în propria ta sinceritate destul de mult, poți să-ți dai seama care este uh, interesul lui față de tine. Uh, cam eu, eu știu. De ce sunt eu cu ea? Am un interes. Că e conștient interesul, că e inconștient, că e cognoscibil, că e că instinctiv nu contează. Interesul totdeauna există. Și asta ca să înțelegem, deci, să înțelegem că, că e foarte iubi... normal să fie un interes. E evident. Fără interes, interesul bate fesul de, de da. la om, de la furnică, până la sursa centrală, până la Creator. Și Creatorul are interes vis a -vis de creația Lui. Și vis-a-vis -vis de noi. Poate noi nu știm care e interesul nostru față de Dumnezeu, dar el nu uită asta niciodată. Mai mult că atât îl, îl și va satisface în timp propriul său interes. Și atunci noi avem o relație, asta e cam greșit spus. Putem să spunem așa, eu am o relație cu Gigel și Gigel, nu știu ce relație are cu mine, dar eu știu sigur că am o relație cu el. Și relația este de ce? Câte tipuri de relații pot fi? Păi câte domenii de activitate umană și interese umane... Există tot atâtea tipuri de relații am o relație sexuală mm -hmm. și toată viața mea se bazează pe și familială și sub... viața mea cu el se învârte în jurul sexualității când nu o să mai poată nu o să mai fie capabil nu o să crească de potență relația noastră o să destrame. eu am cu el o relație un troc, spunem așa, un schimb. Eu am ani, el are banii Și atunci, uite, relația asta, eu dau 5 ani de viață, eu îmi dă 5 milioane din miliardele lui. Dacă vrea, dacă nu, odată la frumusețea mea am găsesc altul care îmi dă mai mult de 5 milioane în 5 ani. Pentru că uite cum arăt eu. Trebuie să fii fericit că stau pe lângă tine, dacă te mai și să rud, dar trebuie să fii extrem de fericit că ies cu tine în orea să vadă ceilalți bărbați și trofeu ai tu. Că nu oricine pune mâna pe o astfel de fată. Și asta este o relație. Relația poate fi de subordonare, relația poate fi de învățare. Uite, sunt fete care vânează un creier da. și el e ca un fel de profesor universitar prin viață cu ea. Ea tot timpul o admiră, tot timp cât are ceva de admirat. Dar știi cum, tu ești rege, pentru una oricare până te-ai culcat cu ea, că din momentul ăsta ești doar unul oricare cu Un aia da. mică <laughs> și zgârcit, apoi află și pe urmă și nu știu cum de felul ăsta și uite din și a fost înainte regi pentru ea e devenit unul oricare, unul oricare care au mai fost prin viața ei, așa ceva poate chiar și asemănător, sau vor mai fi și deja te compară cu alții regi noi, Da, asta este și asta o relație. Relații de ce? De profesională. Relații de afaceri, da. De afaceri, profesională. Eu, stau pe, eu sunt iubita lui și el e iubitul meu pentru că eu pe lângă el ceva învăț. Da. El mâine pe mâine poate o să mă părăsească. Dar pentru mine asta nu-i bai. Bai este dacă vă împărăsim înainte că eu să-i fur meseria. Uh -huh. Sau înainte să-i fur de la el știința. Sau să ating scopul. Să da. scopul meu. Relații poți și de afaceri, inclusiv. Este o afacere. Adică interacțiune ca afaceri. Eu sunt soțul tot, tot, ești soția mea, dar ceea ce ne leagă pe noi este o afacere comună sau o afacere a mea la care tu mă ajuți și să o dezvolt. de deci ce apare, știți, de cele multe ori. Dacă nu eram eu, nu un tu milionar. Eu te-am făcut băt în milionar, numai tu nu-ți dai seama. Eu, datorită mie, tu ai ajuns ceea ce ești. Asta de o regulă spun femeile. Bun, domnule Anatol Basarab, atunci cum definim totuși relația care pare a fi una de interes? Da. cum o definim, în sensul în care, de fapt, vorbim aici de un grad de conștientizare ridicat. Adică trebuie să te cunoști pe tine foarte bine, să știi, în primul rând, ce-ți dorești de la viață, să știi ce calități ai, că numai folosind aceste calități poți să-l legi pe celălalt, da. da? Și mai departe, să îți atingi scopul pas cu pas, scopul împlinirii, de fapt, că fiecare are un nivel al lui și un grad al împlinirii. Și, deci, în aceste condiții, ideea de relație interesată o aruncăm la coș. Deci, este doar o noțiune artificială care circulă de jur în prejur și în pe lângă noi. Da? Și uh, pe care o aruncăm, așa în față, A, tu ai da. avut niște interese, ai o relație interesată, e totul de interes, o aruncăm ascunzând, de fapt, atâtea și atâtea alte vulnerabilități care e țin de necunoaștere. Evident, uh, unde sunt oamenii cei mai. adică vorbim de viață. Adică, Ne-am născut, trăim, adică trecem prin viață, și la un moment dat. Uh, ajunge la momentul în care în fața noastră mai rămâne doar o singură ușă deschisă, care din totdeauna a fost deschisă și ne așteaptă. Când ajungem la ea, sărim în abisul mm -hmm. ăla și începe o viață de după viață, să spunem așa. Există viață și după viață. Ei, în toată perioada asta de timp, omul are tot felul de calificări. De exemplu, sunt oameni care se percep foarte bine la inginerie pentru că e inginer, la stomatologie că e stomatolog, la ginecologie că e ginecolog, nu contează, la orice altceva. Și deși acolo poți să aibă o specializare foarte înaltă, bună, în ceea ce se numește relațiile, adică căsătoria, relațiile între parteneri, relația copilului, relația în general între oameni, socială, socială da. așa, aici oamenii au cel mai puțină calificare. Nimeni niciodată între asta nu învață. Zici că e special nu învață. Deși deci asta se poate învăța încă din școală ce înseamnă relație, câte tipuri de relații există, cum se administrează relații respective, care sunt interesele fiecărei relații și foarte bine. Nu, tu ai un interes, am și eu un interes, ne le satisfacem împreună. Uite, tu eu, mi-e frică, mi-e frică să dorm singurică, Ok, ți-e frică să dorm singurică, Nu. Uh, mie nu mi-e frică să dorm singurică sau singurel, dar ca să vin să dorm cu tine, am și eu un interes. Cu dorm așa ca prostul lângă tine, nu știu, mai. <gost> da. Am și eu un interes. Mă hrănești bine că drumul către mine merge prin stomac. Pentru mine nu contează că ești o frumoasă deșteaptă. Gătești bine. Ei, dacă tu știi să gătești bine, atunci eu vin și doar lângă tine. Nu, no, ne satisfacem interesele. de deci, proști, ești fericit cu ocazia asta. Adică, satisfăcut, să spunem. Dar nu că satisfăcut în termen foarte mulțumit. Satisfăcut e ceva ce da. Foarte să Îl atingem rar în curseții. Și bucuriile le atingem rar. Dar așa, plăceri și mulțumiri, să spunem. Suntem mulțumiți. E din punctul ăsta de vedere, toate familiile actuale, toate, când spun toate, mă refer la 70%, asta deja înseamnă tot, sunt vrăjitorii. În loc să fie magii, elemente magice, dar magia, elementele magice apar numai în spatele interacțiunii a două puteri, arta și știința, Știința de a comunica, știința ce e femeie, știința ce lumincălor e lume în a femeie, știința re, interacțiunilor cu femeie, știința nevoilor unei femei și nevoi atât bazale cât și superioare, adică acele animale ce instinctive bazale după piramida lui Maslow și cele superioare. Cum să satisfac? Ele sunt diferite la bărbați decât la femei. La femei sunt dominante emoționale, la bărbați sunt dominante raționale sau mentale. Și uite, mentalul, știința, cu arta, unindu-se împreună, la mijloc, la, când cele două cercuri se suprapun, la mijloc, acolo, în zona interacțiunii, se produce o a treia forță suplimentară, care se numește Magie. Magie. Ei, atunci acolo apare și iubirea, acolo apar o serie întreagă de lucruri magice pe care străbunicile noastre le știau, le comunicau în povești, fabule, legende, le transmiteau. În lucruri care tineretul, sau spunem, cuplurile de astăzi, practic nu le cunosc, nici măcar fabulele, nici legendele, nici pildele, nu le mai cunosc. Pur și simplu nu le mai cunosc. Dar de ce nu le mai cunosc? Pentru că, hai să spunem așa, odată minciuna și adevărul s-au dus să se scalde. Au intrat împreună în râu, s-au scăldat, s-au bucurat de apa de acolo, de curenții de apă care în râu este apa limpede și rece, doar că minciuna a ieșit mai repede din apă și ieșind din apă ajungând la mal, au văzut hainele adevărului. Și s-au gândit așa, ce ar fi să hainele adevărului să văd cum e în ea. Au luat hainele adevărului și s-au îmbrăcat în ele și au tăiat -o. Când adevărul a ieșit din râu, nu a găsit lui haine și a găsit hainele minciunii acolo. El fiind adevăr și având alt nivel de înțelepciune, nu i-au plăcut acele hainele minciunii și nu le-au îmbrăcat. Astfel încât lăsându-le acolo s-au pornit prin lume în perea goală. Și a rămas adevărul gol -goluț. Și așa a rămas adevărul gol de care noi când îl întâlnim ne sfiem. Dar, în schimb, când întâlnim cu, ne întâlnim deseori cu minciuna îmbrăcată în hainele adevărului, ca și cum, o, o, o din start și minciuna este dulce și ne place. Uite, în relațiile de cuplu actuale, e o mare minciună. Oricât de fericit să dau eu, ca psiholog știu, știu din practică, două întrebări ei și dăm plâns. Două întrebări potrivite și începe rebufnește bufne... în plâns. Dar parcă erai fericită, dar parcă seara vă vedeam la restaurant, erați împreună și parcă amândoi satisfăcuți, mulțumiți, parcă fericită așa, buf, îmi plâns deodată, două întrebări. Lui pui două întrebări, gata, să au închis la culoare și deja nu mai e viața așa de roz și povestea începe să fie cu totul altă. Apoi, când asculți povestea lui, și mâine vine ea și îi ascult povestea ei, ai impresia că aceste două oameni nu au fost niciodată împreună. Trăiesc în filme diferite. Trăiesc în filme total diferite și, în general, povestea lor nu coincide nici mm -hmm. într-un fel. Mai mult decât atât, ea nu-i cunoaște povestea lui nici într-un fel. Fie că el nu i-o spune din diferite motive ca să nu piardă vraja. În loc să se teamă să nu piardă magia, el se teme să nu piardă ceva mult inferior, vraja. Ia se teme același lucru să facă și din cauza asta ce fac? trăiesc cu minciuna îmbrăcată în adevăr, dansează hora împreună cu ea și când ca specialist vii și le aduci adevărul gol-goluț, deodată constați că începe plâns, te înseamnă că viața nu e chiar așa roz, că de fapt e totul altfel, că de fapt nici vraja aproape nu mai există, nici din fel, există ceva care nu știu cum să-l numim. E, uite, ce e o relație? Să -o, o luăm matematic. O relație dintre doi oameni se numește, o putem relații. relație, în numai acel tip de interacțiune în urma căruia se produce un al treilea element care până atunci nu exista. Matematică sună așa, 1 plus 2 este egal cu 3. Care nu neapărat este copilul. Nu, dar copil, el se numește copilul în general, abstract vorbind, el e copilul. Orice rezultat a unui oricare interacțiuni este copilul. Uite, mâna asta, e, a, frec, frec acum între ele a apărut căldură. Căldura până acum nu era, chiar dacă e în spectru infraroșu, dar e tot căldură. Adică mâinile au devenit mai luminoase, până acum ele erau mai întunecase. Deci interacțiunea respective au produs un al treilea element. 1 plus 2 este egal cu 3. Dacă 1 plus 1 produce 2, atunci știi că este deja ne am întâlnit. Doi totdeauna va fi opoziție. Adică uite doi, pan, pan, Unu cu una. Și putere va fi egal, cu doi. Doi asta înseamnă că între ei există o relație. De ping pong. Îți place, nu-ți place, o dau cu manta, o dai tu altfel, îți dau o replică, tu îmi dai alta, tu mă înjuri, eu te înjur, tu mă bați, eu te bat, tot așa mai Adică, tu rădici tonalitate, rădic și eu, tu ceva în mine, arunc și eu ceva în și tot așa mai Ping pong. Asta este doi. Doi are extremități. Două ca un băț cu două capete. Dacă stai și te gândești bine, în capul tău ăsta tu ești prostul, văzut de către ea, pentru că ea totdeauna să fie deșteaptă, că nu o să spună ea că e prost. Dacă te uiți din partea el la a ta, atunci spui că tu ești cel mai deștept și familia să ține relația asta, să ține pe baza ta, tu întrezi, Și în partea ei avem o proastă, fie și frumoasă, nu le poți avea pe amândouă. Ți-o dau Dumnezeu frumusețe, dar nu ți-o crei. Asta e și eu o scompensez, tu faci. Deci fiecare previn ping-pongul ăsta din poziția lui va încerca să câștige. Veșnică discuție. Ce avem aici pe masă? 6 sau 9? Din poziția ta va fi 6, din poziția mea va fi 9 și ne vom încerca pe asta toată viața. Deși el este și 6 și 9 în același timp. Și dacă între noi nu există relație, ci există 1 plus 2 egal cu 3, atunci pentru noi nici nu contează. E 6 iubita mea, așa cum spui tu, e 9 iubitul meu, așa cum spui tu. Nu contează ce e și e 6 sau 9. Important este că între noi există magia. Și când magia apare ca și căldura dintre două palme, nu poți, nu mai este căldura, eu am generat-o sau tu Nu, eu pentru că eu m-am mișcat, tu ai stat așa pe loc și eu am făcut. -o. Nu contează, Că să apare căldura, unul trebuie să stăie pe loc și altul trebuie să mișcă. Fiecare să-și facă funcția, că dacă amândoi fac așa, nu se întâmplă nimic. Figur, trebuie figur. unul să stăie și altul să facă, Se miște. Uite așa, asta e lege în toată lumea asta. Stator, rotor, priză, Steker. Și asta nu e valabil așa, respectând acest rol toată viața, ci aceste roluri se schimbă în permanență. Este o se dinamică. -o Evident, se schimbă rolurile și pozițiile, independență, de o anumită problemă care prin viața apare și sursa acelei probleme. Sursa acelei probleme poate să fie lumea feminină și atunci acolo trebuie să o rezolvăm și ne schimbăm cu locurile, pentru că ce o să poată face o femeie nativ, nu o să poată niciodată face un bărbat. Iar când problema are sursă în lumea cerurilor, spunem așa, științei, nu a simțirilor, trăirilor, ci în lumea verticală, atunci acea problemă o să rezolve totdeauna mai bine un bărbat, oricât de prost ar pare el în fața propriei lui soții sau da. cel cu care relaționează. Oricum va rezolva -o mai bine în timp, chiar dacă mai încet o va rezolva mai bine pentru că e nativă, e pe linia lui verticală, adică pe știință. Uite știința și uite arta. Știința și arta. Dacă ne uităm în natură, chiar dacă nu percepem știință deloc, noi o să vedem că în natură peste tot e artă. Miel cui fără crea. Artistic, matematică, dar e artă. Frunza e artă. Pădurea, munții, tot au geometrie. Tot, tot asta este o artă. Chiar dacă nu înțelegi, în spatele acelei arte, se ascunde foarte multă matematică pe care natura nu o înțelege. Și chiar dacă nu înțelege, e oricum face, ascultă de soțul ei de știință. Totul una face frunza matematic, tot de una face rău să fie, tot matematic, curburile, tot tot, 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 e matematic. Sau numerologie. Dacă spunem numerologie, atunci spunem matematică filosofică sau filosofie matematică. Și verticala e știință, pur și simplu rece. Ea se aplică ori nu se aplică, însă și verticala nu interesează lucrul respectiv. Ea caută știința și va găsi știința oriunde. Dar când aceste două lucruri se unesc la un loc, în mijloc apare un cerc de interacțiune, de rezonanță, care se numește magie sau magicul sau se să numește să-i însăși viața, că viața în sine este un magic. magic și da. acum putem spune ce e viața. Viața este rezultatul interacțiunii a ceea ce se numește știință, rațiune, veșnică, cosmică, divină, tot așa. Și ce? Și artă. Iar despre această interacțiune vom tot vorbi în episoadele viitoare aici, pe canalul de YouTube al Asociației Numerologilor din România, fiindcă avem multe, multe, multe strânse în coșuleț, așa că, domnule Anatol Basarab, rămânem aici. Nu uitați că ne puteți urmări și pe Facebook și pe TikTok și, evident, pe site-ul Asociației Numerologilor din România.